Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Hai să vedem care sunt promisiunile astrelor pentru săgetător în anul 2021. Cei mai norocoși în viață, săgetătorii, trebuie să fie pregătiți pentru surprize și cadouri ale sorții care le vor veni, ca urmare a muncii de șoc din anul precedent. O perioadă foarte reușită nu-i va lăsa pe acești oameni în pace nici în plan romantic. Va trebui să cheltui cu atenție fondurile acumulate, iar stelele spun că vei risca să fii înconjurate de har și de noroc cu ocazia solstițiului de primăvară. Anul 2021 este exact momentul în care tu trebuie să aplici pur și simplu toată puterea și abilitățile tale pentru a acumula fonduri așa cum ar trebui și să le gestionez cu pricepere. Situațiile se vor dezvolta în această perioadă în așa fel încât vei putea câștiga bani ușor și simplu, literalmente din aer subțire. O parte din proiectele tale îți vor oferi un rezultat financiar bun până la toamnă. Victoriile tale în afaceri îi vor bântui pe concurenți și pe cei din jurul tău, dar generozitatea ta îi va calma. 2021 va fi o perioadă de reabilitare pentru tine. Vei putea să-ți crești radical nivelul de educație, precum și cercul social și, în același timp, să vezi lumea. Ar trebui să primești și să aduni la fel de multe cunoștințe în comunicare cât vei putea să le stăpânești. Dacă exagerezi, poți pierde totul. În 2021, anul taurului de metal alb, vei avea ocazia să îi parte la proiecte care vor schimba fundamental cursul obișnuit al vieții tale. Va fi nevoie de toată puterea și vei dori să te conformezi în noi situații, unele dintre voi pot renunța la orice și pot lăsa totul așa cum este, doar viața obișnuită se poate schimba brusc dramatic și în acest caz oferă tot același tip de comportament, numai că nu va mai fi creștere, ci o repetare a ceea ce a fost trecut prin mare eforturi, sună complicat, cu precădere, în această privință acei săgetători care se găsesc departe de patria ar putea avea noroc dumnezeiesc. Astfel, este mai bine ca reprezentanții semnului să uite de frică și lene și să înainteze cu îndrăzneală, unde steaua lor călăuzitoare strălucește puternic. Dacă vei manifesta ingeniozitate și creativitate, vei câștiga mult mai multe decât te-ai așteptat călătorile lungi din scop informativ îți vor oferi plăcere și te vor ajuta la realizarea de noi cunoștințe plăcute. Soarta va prezenta cuiva un roman frumos, adevărat, nu totul va fi ușor. Zborurile vor fi amânate la nesfârșit, biletele vor fi pierdute, hotelul nu va fi la fel de confortabil cum a programat operatorul turistic, dar trebuie să plătești pentru tot, pentru că tu, săgetătorul, nu rămâi niciodată dator. În cazul tău, va trebui să plătești cu confort pentru impresii deosebite și companie minunată, și va trebui, de asemenea, să acorzi o atenție deosebită locului unde duce exact ruta de călătorie. Te vei putea găsi brusc într-o țară cu o situație destabilizată și poți deveni o victimă a teroriștilor și a răpitorilor. În acest caz, poți și trebuie să refuzi hotărât să călătorești de ce să-i super pe cei dragi, în plus, în 2021, Taurul de Metal Alb va juca un rol important în promovarea ta. În acest moment, poți deschide o afacere de familie, poți participa la proiectele rudelor. Începuturile vor avea succes, cele mai bune proiecte vor fi implementate, într-un fel sau altul vor fi legate de distribuția informațiilor. Cel mai mare pericol din 2021 al taurului alb pentru tine poate fi o scădere a veniturilor materiale. Acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil, datorită faptului că te vei simți brusc bogată și începi să cheltuiești mai mult. Motivul iluziei va fi promisiunea managerului de a majora salariul sau așteptarea veniturilor din investițiile anterioare. Promisiunile nu vor fi îndeplinite canalul financiar stabilit poate fi închis. Așadar, în 2021, ar trebui să fii zgârcită. Știu că sună ciudat, dar încearcă să înțelegi acest cuvânt ca o lege. De asemenea, este mai bine să nu schimbi munca în acest an. Dragostea pentru săgetător în anul 2021 Începutul anului 2021 al taurului de metal alb în horoscopul tău este indicat printr-un aspect foarte suspect al unor planete din sectorul iubirii. În general, vremea din ianuarie 2021 nu alimentează bine furtunile, dar ceva nu poate merge în continuare în relația cu partenerul. Fie că va fi o insultă sau doar o tensiune în relație, pentru oricine este dificil de spus. Singura cale de ieșire din impas poate fi recunoașterea acțiunilor care nici măcar nu există în realitate. Știi vorba aceea? Capul plecat, sabianul taie. În final, uneori, ar trebui să faci concesii partenerului tău pentru a nu pierde mai mult. Dacă ești singură, din potrivă, în ianuarie 2021 poți întâlni dragostea vieții tale și după ce te vei fi așezat cu succes sub aripa persoanei iubite. În februarie 2021 vei avea timp să construiești un clip de dragoste în care să te dedici pasiunii și sărutărilor tandre. Odată cu sosirea primăverii, orice influență negativă în sectorul iubirii din horoscopul tău își va schimba semnul de la minus la plus, astrele reunite înzestrându-te cu tandurețe și căldură în sentimente. Cu toate acestea, în ciuda dispoziției evidente a partenerului tău pentru afecțiunea ta de orice fel, încearcă să fii puțin mai grijulie cu persoana iubită, un mic semn de atenție, un cadou, un cuvânt tandru, pot face minuni. Ignorarea și neglijarea nevoilor unui partener poate duce la discuții nedorite într-o perioadă atât de armonioasă, la certuri de la zero și, ca urmare, la probleme în relații pentru reprezentantele singuratice ale zodiei săgetător, un alt moment favorabil va veni la mijlocul lunii aprilie 2021. Pentru cuplurile care trăiesc în uniuni de lungă durată, dar încă nu au decis să-și facă publicitate relației, perioada de la sfârșitul primăverii va fi un moment pentru a revizui legăturile care vă unesc. Unii săgetătorii vor ajunge la concluzia că este timpul să se stabilească și să legalizeze romantismul de lungă durată la nivel oficial. La începutul verii anului 2021 al taurului de metal alb, vei observa cu siguranță semne celeare ale unei scăderi a potenței, exprimată printre altele, în incapacitatea de a-ți satisface pe deplin partenerul. Doar nu te panica! Acesta este un efect complet natural cauzat de influența negativă unei planete măstrușnice asupra sectorului relațiilor intime din horoscopul tău. Drept urmare, efectul va fi temporar, până la sfârșitul lunii iunie, orice consecințe negative ar trebui să dispară complet, de la sine. Iulie și august sunt perioade tradiționale de vacanțe în care poți merge pe coasta Mării Negre pentru a te bucura de clima mediteraneană blândă și pentru a-ți restabili sănătatea. În 2021, ai nevoie de o vacanță mai multă decât oricând, dar plaja plină de cohorte de zbenguiți și autosupuși supliciului ultravioletelor în acest an, nu este tocmai potrivită pentru starea ta de spirit. Găsește un loc retras, nu neapărat lângă mare, mai bine să fie zona de mijloc a României, un camping în pădure, o căsuță de vară, principalul lucru este singurătatea cu natura, pe care o vei putea împărtăși armonios comunicând cu persoana iubită. Stelele sunt cu siguranță dornice să-ți patroneze eforturile de dragoste în ultimul trimestru al anului 2021, cel mai probabil de la sfârșitul lunii septembrie 2021, cele singuratice vor experimenta un sentiment de iubire atât de sublim, malestos și ireal, la care nici măcar nu au putut să viseze în visele lor. În același timp, relațiile dintre cuplurile informale și cuplurile care trăiesc într-o căsătorie civilă se vor muta la un nou nivel, probabil. Fiecare dintre partenerii va trece printr-unul din acele momente când în sfârșit înțelege ce se va întâmpla dacă, din anumite motive, își pierde persoana iubită. Cu alte cuvinte, iubirea ta la sfârșitul anului 2021 va fi mai puternică ca niciodată, iar tu vei fi fericită să crezi că persoana iubită este lângă tine. Cariera și banii pentru săgetător în anul 2021, până în noiembrie, activitățile profesionale pot fi încetinite. Există obstacole, provocări și limitări în aceste domeniu, la fel ca și în 2020, ianuarie, începutul lunii februarie, a doua jumătatea lunii august, septembrie și a doua jumătatea lunii octombrie sunt deosebite de problematice. În acest moment, la locul de muncă au loc procese complet imprevizibile, ceea ce te pot obliga chiar să-ți schimbi profesia. Însă din noiembrie, dificultățile care te-au însoțită timp de 2 ani vor deveni în cele din urmă un lucru al trecutului. Și o nouă etapă mult mai reușită va începe în cariera ta. Ianuarie, septembrie și mai anului 2021 nu promit o dezvoltare rapidă a evenimentelor. În acest moment, lucrurile progresează extrem de lent. Apar greșeli și întârzieri de neînțeles, dar, după aceste perioade, vor apăra informații ascunse mai devreme, ceea ce îți va permite să reevaluezi realitatea stării de lucruri și să ai deciziile corecte. Prima jumătate a primăverii poate aduce contradicții în îndeplinirea îndatoririlor zilnice și în relațiile cu colegii. Va trebui să revii la îndatoririle trecute. Sunt probabil întâlniri cu unul dintre foștii colegi. A doua jumătate a lunii aprilie, iunie și prima jumătate a lunii iulie anului 2021 sunt perioade foarte dinamice și stresante. Va trebui să muncești din greu și activ, dar nu vei primi energie. În acest timp, ai grijă de conflictele cu colegii, subordonații și votămările la serviciu. 2021 ar putea fi un bazin financiar veniturile tale pot suferi o transformare semnificativă. Sunt probabile atât profiturile mari, cât și pierderi. Acest lucru se va datora în mare parte evenimentelor de masă din societate. Interesul tău pentru a te îmbogăți va crește semnificativ și oportunitățile vor fi destul de bune. Ferește-te de tentația de a te îndepărta prea multe de valorile materiale. Sfârșitul anului 2021 te avertizează împotriva pierderilor financiare majore, prin urmare, încearcă-i să fii bine pregătită și, pentru că va fi posibil, pune mulți banii departe. Viața de familie pentru săgetător în anul 2021, cei apropiați în acest an te vor înconjura de dragoste și grijă, dacă ești născut în prima decadă a semnului săgetător, respectiv între 23 noiembrie și 2 decembrie, conștientizând cât de importantă este creșterea în carieră pentru tine în acest an, cei dragiți vor oferi tot felul de sprijin și chiar își vor asuma unele dintre responsabilitățile casnice, fii recunoscătoare și petrece suficientă timp cu ei. Anul acesta, taurul de metal alb va fi un adevărat test pentru relațiile de familie, Familia ta îți va arăta cât de multă te iubește. Dacă ești născut în a doua decadă a semnului săgetător, respectiv între 3 și 12 decembrie, vei căuta singurătate, dar acesta este doar rezultatul tensiunii nervoase și al oboselii acumulate. cere ajutor și sprijin familiei. Anul acesta, vei avea o comunicare pozitivă cu părinții. În vârful tensiunii nervoase, Poate apărea o dorință de a înșela un partener, dar să știi că această legătură trecătoare nu va aduce satisfacție, doar poate deveni o sursă de dezacord și conflicte pe scară largă în familie. Dacă ești născut în a treia decadă a semnului săgetător, respectiv între 13 și 21 decembrie, pentru a consolida relațiile de familie, începe cu întreaga familie să faci reparații, să actualizezi interiorul. Dacă dați frâu liber imaginației, creativitatea voastră colectivă va da rade minunate, iar înțelegerea reciprocă va fi la cel mai înalt nivel. Nu uita de vacanța în familie, planificați-o împreună în avans, sănătatea pentru săgetător în anul 2021, deși pentru tine în acest an nu sunt prezentate schimbări globale, cu toate acestea, Astrele au pregătit diverse opțiuni pentru dezvoltarea de evenimente în domeniul sănătății, pe care fiecare le poate decide pe cont propriu. La începutul anului 2021, o planetă va apărea în horoscopul de sănătate al săgetătorului într-o poziție care ți este destul de favorabilă, aceasta îți va oferi energie suplimentară, vitalitate și dorința de a menține starea fizică a corpului tău cea pe care ai reușit-o recent. Într-adevăr, până la începutul primăverii, vei fi perfect capabilă să rămâi în formă și optimistă în ceea ce privește sănătatea ta. Luna februarie 2021 va fi o lună destabilizatoare în sectorul de sănătate al horoscopului săgetătorului. Planetele din această perioadă vor face un aspect nefavorabil în raport cu sănătatea, crescând probabilitatea de nervozitate, probleme cu pielea și sistemul digestiv. Cu toate acestea, influența planetelor în acest moment este nesemnificativă. Odată cu sosirea primaverii 2021, energia de viață a Săgetătorului va fi distribuită inegal, în plus, impactul negativ al planetelor în horoscopul tău va continua, ceea ce indică evenimente nefavorabile de sănătate. Datorită aspectelor ambigue și la fel de direcționate ale planetelor care apar și dispar în această perioadă în sectorul horoscopului tău responsabil pentru sănătate, poți experimenta fie momente de hiperactivitate, testând puterea și capacitățile fizice ale corpului tău, cât și sistemul nervos, apoi momente de oboseală extraordinară și oboseală rapidă. Un astfel de regim îți va dăuna sănătății într-unul sau mai multe moduri, dar pierderile pot fi reduse la minimum. Pentru a menține un echilibru de vitalitate, trebuie să ai autodisciplină în serios, să urmezi o rutină zilnică și să duci un stil de viață sănătos. Acordă o atenție deosebită momentului și duratei somnului, mergi la culcare la timp și obține un somn bun, cel puțin 8 ore pe zi. La sfârșitul lunii mai 2021, poziția astrelor în horoscopul sănătății se va schimba din nou, toate aspectele negative care te-au suprimat în ultimele luni vor dispărea, astfel încât vei petrece întreaga perioadă de vară într-o formă fizică bună. În plus, se poate remarca faptul că sectorul horoscopului responsabil pentru sănătatea ta în această perioadă din 2021, nu va fi influențată de nicio planetă. De obicei, o astfel de stare a horoscopului indică o perioadă favorabilă atunci când ești în stare să obții rezultate bune, să-ți restabilești puterea și, eventual, să-ți refaci complet sănătatea. La sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie 2021, ar trebui să fii dublu atentă, în acest moment apare un risc crescut de rănire. În această perioadă, mai multe planete te afectează simultan, făcându-te ușor vulnerabilă. Evită călătorile pe timpul nopții, deplasările riscante, contactele cu un grad ridicat de risc, munca în condiții precare sau nesigure. Toamna, toate planetele care ți afectează horoscopul din sectorul sănătății te vor favoriza din nou. Aproape toate componentele de sănătate bună și formă fizică bună te sprijină. Ca de obicei, în ultimele luni ale anului, vei simți o creștere a vitalității și o dorință de a obține ceva mai mult în alte domenii ale vieții tale. Cele care suferă de boli cronice pot conta pe faptul că în această perioadă a anului 2021, starea lor se va stabiliza sau poate chiar să se, se îmbunătățească. Horoscopul chinezesc 2021 după semnul nașterii. Dacă ești săgetător, dar în zodiacul chinezesc ești șobolan. Călcâiul lui Ahile pentru tine, în anul taurului de metal alb se află în relațiile cu oamenii. Din diverse motive, uneori chiar și dincolo de controlul tău, te vei prinde din când în când să te implici într-o ceartă, intrigă sau conflict. De îndată ce te vei prinde făcând asta, Spuneți singură o te aceste lucruri îți va simplifica foarte mult viața și te va ajuta să eviți pierderile financiare și de dragoste. Dacă ești săgetător, dar în zodiacul chinezesc ești taur, anul promite că vei avea succes, în ciuda valului de mici și mari schimbări care vor izbucni în viața ta chiar de la începutul anului 2021. Păstrează-ți echilibrul pe crasta valului, caută părțile strălucitoare norice, Chiar dacă la prima vedere, totul ia cea mai dificilă întorsătură, în final, toate schimbările profesionale vor fi doar în bine. În ceea ce privește sectorul personal, poți reuși o reîncărcare în familie, iar cele singure vor avea o întâlnire semnificativă. Dacă ești săgetător dar în zodiacul chinezesc ești tigru, taurul de metal alb îți va oferi o dispoziție și o agilitate jucăușă, datorită cărei vei avea un început în avans în fața altor semne, în timp ce ceilalți se îngrijorează de flacuri, te vei îndrepta în mod natural spre obiectivele tale. O altă întrebare este că vei fi mai atrasă de mângâiere și divertismentă decât de munca grea. Din această cauză, riști să pierzi toate bonusurile, așa că nu uita să cântărești ședințele magice. Dacă ești săgetător dar în zodiacul chinezesc ești iepure, nu va fi atât de ușor, dar va fi distractiv, îți promite taurul de metal alb, și el se oferă să ți dea revoluții, viteza trenului și abilitatea de a sări peste propastie. Cât de mult va fi localizată zaița norocului în sufletul și buzunarele tale depinde de abilitatea ta de a naviga rapid într-o situație în continuă schimbare. De a lua instantaneu decizia corectă, de a nu te teme de schimbări și de a înțelege șansa, încearcă să te menți în formă și să fii optimistă. Dacă ești săgetător, dar în Zodiacul chinezesc ești dragon, taurul de metal alb îți promite o mare de realizări, o decolare a carierei, o creștere semnificativă a profiturilor și libertatea dorită pentru care vei putea schimba un scaun de birou plictisitor și împlinirea unui visacru. Dar temelia pentru toate aceste realizări este aceeași, forța legăturilor de familie și inviolabilitatea căminului vatră. Familia ar trebui să devină cea mai importantă avere pentru tine, numai pe această bază vor exista atât succes, cât și fericire. Dacă ești săgetător, dar în zodiacul chinezesc ești șarpe, încă de la începutul anului Taurului de metal alb, cunoștințele Experiența și înțelepciunea ta vor începe să atragă oameni către tine, pregătește-te să fii sfătuită, să fii promovată, să accepti la unui specialist neprețuit și a unui tovarăș neprețuit. Amintește-ți însă că popularitatea și cererea nu sunt un motiv de relaxare. 2021 îți va oferi o mare șansă de a obține jobul de vis și de a câștiga dragostea unei persoane uimitoare, dacă desigur, depui efortul. Dacă ești săgetător dar în zodiacul chinezesc ești cal, perspectivele foarte de invidiat apar în fața ta, în special în sfera financiară cu cel mai mic efort din partea ta, dificultățile materiale ale anului 2020 vor deveni un lucru al trecutului, dând de loc unui flux de numerar stabil, adevărat, vei avea imediată dorința de a cumpăra ceva mare cu bani pe șin, o mașină, o locuință, un tur romantic. Taurul saluta acest lucru, dar te sfătuiește să nu împrumuți în niciun fel. Dacă ești săgetător dar în zodiacul chinezesc ești oaie, la începutul anului, norocul va intra în viața ta pentru a te însoți pentru următoarele 12 luni. În primul rând, se va reflecta sub formă de ajutor și sprijin din partea prietenilor și vechilor cunoscuți vor apărea în viața ta la momentul potrivit, te vor ajuta în situații dificile, vor face oferte profitabile. În plus, vei primi surprize plăcute, surprize utile și câștiguri. Dacă ești săgetător dar în zodiacul chinezesc ești mai muță. În anul 2021 al taurului de metal alb, ai șansa să experimentezi adevărata fericire. Adevărat! Pentru asta trebuie să-ți iei la revedere de la povara trecutului, care cântărește mult pentru tine, poate că trebuie să pornești de la zero în ceva, acest taur îți ușurează povara și datorită lui vei putea decola mai repede și mai sus, acceptă sprijinul prietenilor tăi, stabilește-ți obiective specifice pentru tine și transmite succesul spre anul 2022. Dacă ești săgetător dar în zodiacul chinezesc ești cocoș, în 2021 vei depăși dorința de a iubi, deci poți fi regina, vei depăși situația de a pierde, deci un milion în cont. Dar taurul de metal alb te sfătuiește să fixezi maximalismul cu piroane zdravene, dintr-un simplu motiv, trecând de la vârfurile planificate, Va trebui să lucrezi cu coatele și genunchii și să închizi ochii la nevoile celorlalți, iar aceste lucruri nu se încadrează în conceptul moralității. Încearcă să păstreze echilibrul, mergi înainte în timp ce încerci să nu faci rău nimănui. Dacă ești săgetător, dar în Zodiacul chinezesc ești câine, motorul tău principal în 2021 este dragostea. Pentru a fi pe placul iubitului tău? Poți face imposibilul sau crea o capodoperă. De dragul copiilor și rudelor, să te rupi într-un monunchi de surcele, să construiești o casă, să faci reparații, să mergi la Disneyland. Hrănește dragostea în tine, arătând responsabilitatea, atenția și grijă față de cei care au nevoie de tine și depindă de tine, iar anul taurului de metal alb va părea ca un bazm pentru tine. Dacă ești berbec dar în zodiacul chinezesc ești mistreț, ți-ai încetinit tăturația în 2020, însă deja 2021 îți va deschide astfel de perspective, încât vei renaște și cel mai probabil, vei dori să te întorci. Stop! Nu trebuie să te retragi din anul taurului de metal alb. Cu cât îți fixezi mai multe obiective, cu cât vor fi mai globale, nu pentru a întâlni pe cineva, ci pentru a avea o nuntă. Nu pentru a-ți îmbunătăți situația financiară, ci pentru a cumpăra o casă, cu atât sunt mai multe șanse să devină o realitate. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!